Cum să aveți întâlniri productive săptămânale cu echipa din biserică, pastorul și ceilalți din diferitele slujiri care le aveți, lauda și închinare, poate media, poate administrare sau ce ar fi, ce aveți, ce oameni aveți în echipă, cum să le faceți săptămânal sau poate nu săptămânal, dar să fie eficiente și ca fiecare din echipă să-și execute bine sarcinile, să fie clar, uite, asta am de făcut, până atunci am de făcut și asta chiar să încurajeze echipa ca să facă, să lucreze, să miște lucrurile înainte. Asta e o poză de la mine cu echipa mea de la lucru și noi folosim metoda dată mai mult de 5 ani și ne ajută foarte bine în comunicare, în delegare, în claritate, cine și ce sarcini are de făcut și suntem încurajați ca toți, ca și echipă, să facem cât mai multe sarcini bune și productive. Dar și în biserică, câțiva ani buni am folosit metoda și o adus rod ca împărăția Domnului să miște, să se lărgească. Fiecare să ne executăm părticica noastră mică pentru ca Domnul să fie lăudat în biserică. Și am să vă arăt cum să faceți lucrul ăsta în biserica dumneavoastră. Deci aveți nevoie de un board, o tablă care flipchart sau o tablă care să puneți stickere. Deci eu vă arăt că tare lucru dat pe stickere, pe baza cum s-ar putea de făcut asta pe bord, să încleieți stickere și să puneți sarcinile, dar în mesajul ulterior o să arăt cum să faceți asta digital, pe un bord digital și atunci să fie chiar și mai comod. Dar ca să fie mai clar și poate să începeți lucrul înainte, să nu vă complicați cu aplicațiile, dar să prindeți metoda, metodologia, da? Sau procesul dat, e bine să începeți cu un board de genul dat. Fizic, în biserică, în oficiu, unde l-aveți, pus pe perete, stickere care se încleie, plus magnețel ca să nu cadă în caz de ceva markere și ar fi bine poate chiar stickere colorate și am să vă arăt, ilustrez cum de făcut și de planificat. Și de ce anume metoda asta este una din cele mai bune la moment? Și cum companii mari, de gen Google, Amazon, Apple, nu mai știu câte sunt ele, dar folosesc metoda dată pentru lucru în echipă, pentru că este unul eficient, bun, plăcut și încurajator. De aceea vă arăt și vouă cum să folosiți lucrurile metoda dată. Prima, trebuie să aveți pe bordul acesta desenat sau pus în coloane, da? Coloana de făcut, coloana în progres și coloana făcut. Executat, gata, este executat. Și în coloana de făcut puteți să puneți stickere cu sarcini. Fiecare culoare are de prezentat pentru fiecare din echipă. Apropo, în echipă de dorit să fie 2, 3, 5, 7, deci până la 7 persoane, maxim 9, când se organizează poate vreo tabără sau ceva de evangelizare. Doar că cu cât mai restrâns de genul 5 persoane, e cel mai perfect. S-a dovedit că este un număr foarte bun. Deja la 3, 2, 2 persoane deja nu e chiar eficient. 3, foarte bine, înainte deja. 3, 4, 5, e foarte bine și doriți să fie stabil în echipa aceea, adică nu azi într-o săptămână vin, într-o săptămână nu vin, într-o altă, nu, stabil. Oamenii care sunt stabili în echipa aceea trebuie să facă, pentru că altfel se descurajează toată echipa când cineva nu este de încredere ca să vină să planifice, să execute sarcini. Și vă arăt pe trei categorii. Prima categorie este persoana din administrare, în biserică mereu este cineva care administrează lucrurile, scaunele, sala, partea fizică, da, cu mâna, să fac eu asta, repar, fac. Și eu am scris o sarcină, exemplu, repar scaunele. S-au învechit scaunele în biserică și trebuie să reparăm. Altul, albastru, l-am pus păstorul. El trebuie să pregătească un studiu biblic pentru biserică și încă nu știe ce studiu potrivit merge pentru biserică și el are o sarcină și a pus ca studiu biblic să facă. Altcineva din echipă care pe media trebuie să facă un video. Nu știm ce video, trebuie să facă un video. Și la fel, dacă mai sunt alte persoane, cineva spune departamente, cineva spune slujiri,
mai bine parte, să numim chiar slujiri, că departamente, asta e cei de la oficiu, cei de la lucru. Chiar și noi în companie, noi nu avem departamente, da? Noi avem, da, cineva responsabil de asta, de asta, de asta, dar noi numim departamente. Ar v-aș încuraja, poate chiar să numiți slujiri. Cineva din slujirea media, cineva din slujirea administrare și predicatorul sau predicatorii. Deci, trei persoane. Facem pe bază la trei persoane. Acum, când va fi sarcina gata sau când lucrează păstorul sau când lucrează cel de administrare, el își mută sarcina în progres. Poate vă pare simplu, banal, dar de ce trebuie toate lucrurile astea să le mișcăm? Eu vă arăt explicit cum are procesul, după care vă explic mai în detaliu cum sarcina asta nu e chiar bună scrisă sau sarcina asta nu e chiar bine făcut scrisă. Și deseori presupun că aveți la sfârșit de săptămână sau când aveți planificarea, vă întâlniți și vedeți că multe sarcini, chiar dacă nu le-a scris vizual, dar a spus, da, Ioniel sau Ilie, tu faci scaunele, tu faci un video, eu fac materialul și multe din sarcini nu se fac, da, n-am reușit, n-am întârziat, nu s-a primit ceva, nu știu ce acolo, da, și nu sunt executate. Dacă vă simțiți cunoscut la sentimentul dat că nu s-a făcut, înseamnă că trebuie să priviți acest video să vă explic de ce nu s-a făcut și cum să reparați lucrul acesta, cum să ajutați, nu reparați, să ajutați persoana ca să facă, dacă chiar este de încredere, chiar dacă e credincios în lucrurile care se dă, să le facă, să le execute. Bine, procesul e următor, da? Scaunul de reparat, el lucrează la scaun, procesul s-a început și a făcut. Deci când vine următoarea, spre spunem, când? Luni seara, da? Luni seara, când vă întâlniți cu echipa sau marți seara, vă întâlniți cu echipa, cel de la administrare prezintă, eu am făcut, am reparat scaunele. Cel la video, n-am reușit, sau păstorul a avut prea multe de făcut și n-a reușit să pregătească, dar a început să facă procesul ăsta, a început să facă video, dar nu poate să-l pună că e făcut, nu am făcut tot, nu-i publicat pe pagina de Facebook, nu este anunțat ce studiu biblic, dar deja ceva s-a făcut. Din cauza asta, ceva se face, dar încă nu poți să spui că am făcut și e gata, trebuie de tăiat elefantul pe bucățele. Este așa o termen în parte de business, elefantul e mare și atunci trebuie să-l iei pe bucățele. Iată, vă dau un exemplu cum sarcinile date se pot pune pe bucățele. Cel de la administrare are sarcina cea cu repar scaunele, o divizează în trei bucăți. Asta e un exemplu, da? Fiecare sarcină poate fi divizată și împărțită și mărunțită tot mai mult și mai mult. Nu se mărunțește sarcinile mari când știm exact că va fi făcut și am făcut de multe, multe ori. De exemplu, păstorul predice duminică, da? El din fiecare duminică el predică. Oricum, sarcina asta poate să fie una mare, un elefant mare, că acolo trebuie să pregătească tot săptămână și să predice. În cazul ăsta, când se execută foarte des în fiecare săptămână același sarcin, atunci, da, putem să punem un singur cartonaș. Dar când e ceva mai nou, când măcar o dată în lună se face așa ceva, atunci vine să divizăm pe bucățele. Atunci vedem progresul, atunci echipa se simte motivată. Și iată cum a divizat cel de la administrare. Trebuie să procure un instrument ca să repare scaunele. Nu are instrumentul cealaltă sau vopseaua sau ce nu are el. Și el când a procurat, când trebuie să ajungă la procurarea instrumentului, el le mută în progres. Sau dacă el s-a dus, a cumpărat, gata, este făcut. Nu mai le mișcă. El este făcut. În progres se pun sarcinile când am început, dar încă n-am finisat, mai lucrez, iată, el trebuie să sune trei frazi din biserică. De obicei se repar scaune și dacă sunt multe, trebuie cu mai mulți din biserică. Și cel care are talentul de a lucra cu mâinile, nu are talentul de a lucra cu oamenii, mai rar așa ceva. Și atunci să anunți biserică, hai să încurajăm frații să vină mai mult, păstorul zice, da? Hai să-i suni, să-i spui să vină, sau scrii pe pagină, prin grupul nostru să vină frații să te ajute cu repararea, cu vopsirea, cu curățenia, ce mai ar fi. Și el, da, am scris de multe ori, oamenii nu răspuns, las că fac eu singur. Nu. Scriem sarcină. Trebuie să suni trei frazi din biserică. Dacă n-ai făcut trei, n-ai sunat trei de frazi din biserică, sarcina asta nu este executată. Nu poate să o pună la făcut. El poate să repare trei scaune, să fie la făcut aici, dar el n-a sunat
și nu este sarcina gata. Deci el trebuie să dezvolte, trebuie cumva să, să lucreze în echipă. Trebuie să sune trei frați, să le întrebe, hai, poți să vii să reparăm scaunul? Nu contează ce o să răspundă ei, o să vină sau nu o să vină, că nu depinde de el. Sarcinile trebuie să le scrimă în așa fel în care depinde de noi. Dacă eu trebuie să filmez, eu filmez. Dacă eu depind de cineva pe care eu trebuie să filmez, sarcina dată poate să fie la un impediment. Și atunci el poate să stea în progres sau poate să stea aici și persoana la sfârșit de săptămână trebuie să evalueze, să spună, n-am făcut, nu a venit persoana, n-a putut persoana la ora aceea sau ceva. Ce impediment? În timpul trebuie să știm ce impedimente a avut persoana, unde este blocajul persoanei date. Și când este mărunțit, mai ușor vedem blocajele. De exemplu, că i-a fost greu totuși să sune trei frați, să rușunat, sau nu știu ce. A fost greu să filmeze că nu a fost cine să, pe cine să filmeze. Da? Deci dacă nu a făcut asta, nu poate să editeze, nu poate să publice. Aha, ok, aici e impedimentul, păstorul sau alții din echipă poate toți îl ajute pe el să facă sarcina asta. Cumva, hai să sun eu, hai să vedem, hai să organizăm. Și ce este important, aici partea asta vizuală, da, vedeți sarcinile. E important ca toți în echipă să mișcăm lucrurile. La sfârșitul săptămânii se vede cât procentaj s-a făcut, da, câte sarcini s-a dus la dan și se vede de, cine mișcă lucrurile înainte și cine rămâne în urmă, cine trebuie ajutat. Sau poate nu e chemarea, nu este gata, nu este timpul lui de a sluji în echipa dată. Și atunci se vede, el nu și-a făcut sarcinile, poate o săptămână, două, trei, o lună tot se întinde că nu-și face sarcinile, mai poate nu-i slujirea asta pentru tine. Hai să așteptăm o jumătate de an, un an și după asta poate mai revin în echipă și lucrăm. Dar lucrăm cu cei care își execută sarcinile și care mișcă lucrurile înainte. Dar de asta trebuie să-i ajutăm. Poate este un impediment, poate nu știe cum, poate anumite. Și atunci se vede unde s-a blocat. Cu păstorul, da? Ce trebuie să facă el? De obicei, păstorii cel mai bine execută sarcina. Dacă nu n-ar executa bine sarcina, atunci n-ar fi păstori. Ei deblochează, ei fac, ei mișcă lucrurile înainte. Și tare deseori se trezesc că păstorii sunt singuri în slujirea dată. Liderii sunt singuri și pentru asta e nevoie de echipă să se vadă transparența. Că cei din echipă nu au, nu știu, poate păstorii de obicei își dedică mai mult timp în slujire și au mai multe sarcini. E bine să fie scris anumite sarcini care le are, să vadă echipa la ce slujește, cu ce lucrează, la ce muncește păstorul. Și păstorul totodată dă și o încurajare, că el își execută sarcinile lui și ceilalți din echipă se mobilizează, se încurajează, uite, păstorul a făcut, hai și eu. Sau ceilalți au făcut, hai și eu. Și încă ceva. Nu toți în echipă poate să ducă același greutate pe umeri. Cineva are doar câteva ore pe săptămână care poate să dedice și nu poate să reușească poate toate sarcinile date. Cineva are mai mult timp și asta e o slujire de bază, poate chiar e plătit de biserică. În cazul ăsta e și normal ca persoana aceea să-și ia mai multe sarcini și angajamente. De aceea trebuie să calculăm, să echilibrăm fiecare din lucruri care sunt și sarcini care se planifică. Câteva elemente, câteva momente, reguli sau nu știu cum să le numesc, încurajări care să vă le dau această metodă să lucreze bine pentru voi. Liderul, păstorul, el trebuie să folosească instrumentul dat. Dacă el nu folosește, dacă el nu-și scrie sarcini, dacă el nu e așa de important să scrie, atunci echipa sigur nu va folosi, sigur nu va fi motivată să lucreze, să fie. Dacă privește acest video cineva, un slujitor care face parte din echipă, atunci trimite linkul la video acesta păstorului ca și el să privească, să vrea să facă, să înțeleagă că asta ajută toată echipa să-și vadă sarcinile, cine și ce are de făcut, să înțeleagă fiecare și ce sarcine are, că asta ne ajută, ne mobilizează unul pe altul. Eu spun asta din punct de vedere, eu fiind în echipă și păstorul conducea echipa și fiind eu conducătorul, cel care conduc și spun prioritățile, spun sarcinile, pentru că sarcinile le prioritizează păstorul. Poate să fie foarte multe lucruri de făcut în biserică, dar nu toate o să fie reușite într-o săptămână. Deci ea se ia câteva cel mai importante, păstorul spune asta, asta, asta e important, te rog, fă în primul rând scaune, pe urmă fă asta, 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 ce lăsăm pe alte săptămâni. Pentru că acum e important scaunele.
sau important video. Și păstorul dă direcție, păstorul dă viziunea în ce direcție, ce trebuie de făcut. Dar fiecare din noi, ca și membru din echipă, trebuie să venim să contribuim. Uite, ar fi bine să facem asta, o idee, sau ar fi bine eu să mă ocup de asta. Și atunci păstorul poate să spună, da, e timpul, da, nu e timpul. E bună ideea, hai să o scriem. Apropo, dacă sunt idei, și la sigur sunt multe idei făcute în biserică, pentru asta mai apare o coloniță pe viitor sau idei, putem să-l numim idei sau pe viitor, cum doriți așa o numiți. În engleză se numește backlog. Și aici scriem toate lucrurile care trebuiește idei de făcut și de executat. Și atunci păstorul poate spune, o venit săptămâna, ți-a executat săptămâna trecut bine sarcinea, ok, hai să trecem acum la geamurile de schimbat. Și iarăși geamurile de schimbat trebuie bucățită. Când ajungem la planificarea săptămânii, ideea care este poate ceva mare, da? Pupitru mare, pupitru nou de comandat, de făcut, sau, nu știu, geamurile de schimbat, ceva poate mare, trebuie împărțit în bucățele mai mici și de lucrat cu asta. Uneori se întâmplă că, de exemplu, scaunul de reparat, da? Și el trebuie să procure instrumentul, trebuia să sune, să repare 3 scaune și asta săptămâna asta. Dar nu și-a făcut sarcina, a avut un impediment, ceva personal s-a întâmplat, nu știu ceva. Atunci nu e ok să le punem ideea asta cu repararea scaunelor la secțiunea pe viitor, da? Dacă aici e în scaunul. Da? Atunci o tragem în coloana pe viitor și punem ce e mai urgent, ce e mai prioritar. Poate se apropie Crăciun, se apropie o sărbătoare, nu știu, ceva care trebuiește urgent de reparat ceva, de curățenie sau nu știu. Gata, asta tragem pe urmă. N-a reușit săptămâna asta, bun, să o facem în altă parte, acum e mai urgent, altă sarcină și o tragem în coloana replanificare. Da? E ok să replanificăm totul, e normal la capitolul ăsta. Ca să avem o productivitate bună, trebuie să fie o regularitate a întâlnirilor. Fiecare membru din echipă să înțeleagă. Fiecare miercuri la ora 6, toți ne întâlnim. Online sau la biserică sau undeva, toți ne întâlnim. Dacă sunt 3, da? 3 numai în echipă, atunci unul dacă lipsește, poate ne mai gândim dacă să mai facem întâlnirea, da? O replanificăm în cazul ăsta. Dar dacă păstorul lipsește, da, nu poate el, atunci sigur replanificăm. De dorit să nu fie așa, să fie cât mai strict, o dată în trimestru, o dată în 3 luni poate să replanificați ora sau data, dar de dorit să fie regularitate permanentă, că în creierul omului se înțelege, ok, eu trebuie să reușesc asta până miercuri, de obicei se face în ultimele zile, dar el știe că are libertate o săptămână întreagă să lucreze la sarcinile date. Și de exemplu, dacă sunt 4 sau 5 în echipă și unul lipsește, oricum întâlnirea trebuie să aibă loc, sarcinile trebuie să fie anunțate de persoana care lipsește, să anunțe păstorul sau cel membru din echipă care e responsabil pe tot asta. De exemplu, eu în echipă eram în biserică responsabil de planificare, de cum are loc, eu puneam timpul, puneam sarcinile, scriam, ajutam păstorul la tot capitolul ăsta. Și bine, în echipă cineva să aibă responsabilitatea dată, să aibă grijă de bord, de echipă, de toate detaliile date. Dar păstorul să dă direcție. Dacă nu este persoană ok, păstorul se uită, aha, sarcina asta trebuie făcută mai mărunțită. La sigur nu o să fie făcută. De reparat boxa, sigur nu e așa ușor. Trebuie să o iai, să o duci la meșter, să o iai de la meșter și tot mai multe elemente. De asta trebuie împărțit. Și persoana responsabilă sau păstorul zice, ok, hai să o mărunțim, să o facem mai mărunțită. Și echipa să fie constantă. Nu putem să luăm în echipă așa pe 2-3 săptămâni pe cineva, pe urmă cineva iară pleacă, cineva iară vine, trebuie să fie echipa constantă, minim un an de zile să lucrăm cot la cot în echipă. Mai puțin, mai bine. Dacă o să trebuiască ajutor, de exemplu, la nu știu ce daruri, da, cineva are la capitolul organizarea unei tabere sau
nu știu, decorație sau mai știu eu ceva, persoana aceea, atunci noi îi delegăm ca și echipă, îi delegăm ce sarcini trebuie să execute, ce sarcini trebuie să fie făcute. Dar să știm că constant sunt 3-5 persoane la masă care discutăm, planificăm toți împreună și unul pe altul contăm în lucrurile care sunt de făcut. Și o să fie mai ușor păstorului să-i spună unui membru din echipă, mai, probabil trebuie să-ți iei o pauză sau ai o să revii în echipă pe urmă. Acum, deja de multe ori, nu-ți reușește să faci sarcinile care sunt sau nu vii la întâlnire. Atunci echipa vede, toți înțeleg, persoana înțelege că nu este. Când nu este scris, nu este vizual așa pe bord, pe tablă scris, atunci poate să apară frustrări, ei, dar eu m-am străduit, dar eu am încercat, dar eu nu am asta sau asta. Și atunci e un pic mai neplăcut. Vreau să vă mai arăt și încă o lucru cu numerotarea. Este așa o metodologie, se numește Fibonacci, o numerotare Fibonacci, dar nu merge 1, 2, 3, 4, 5, 6 la rând, da? Vedeți, 4 lipsește, un anumit număr lipsește. Și asta e pentru păstor sau cel care să faciliteze întâlnirea. Se numește Fibonacci Sequence și el e o natură, Dumnezeu cumva a creat peste tot locul, cumva se repetă numerele astea, în design, în multe lucruri se repetă și cumva Dumnezeu a organizat tot în jurul nostru după o anumită numerotare. Dacă o să vreți, o să citiți un pic despre asta. Și unele sarcini, pentru unele persoane, nu trebuie de fiecare dată de făcut asta, dar unele sarcini pentru unele persoane poate să pară diferit. De exemplu, să curățenia generală, da? Ce înseamnă curățenia generală? Pentru cineva poate să însemne una, pentru cineva poate să însemne alta din echipă. Că trebuie și podul de vopsit, curățenie generală, și de vopsit pereții, și de săpat în grădină, și de făcut asta, poate să înțeleagă foarte mult. Când păstorul, când a scris sau a spus mai trebuie să facem curățenie generală, a avut în vedere asta, asta, asta doar. Și când nu spunem exact ce și cum, atunci poate să apară o problemuță la capitolul ăsta. Și, de exemplu, da, îi spune păstorul, trebuie să facem curățenie generală. Bine, punem curățenie generală. Și atunci puteți să evaluați cu toată echipa cât este de grea sarcina dată în mintea fiecăruia, fără ca să multe detalii. Și atunci fiecare își pune o numerotare. Cât mai mare numărul, cu atât e mai greu sarcina. Cât e mai mic, cât e mai ușor. Și în minte fiecare își pune numărul. De exemplu, păstorul își spune, haide, acum evaluăm și fiecare își alege numărul de complexitate. Eu mi-l aleg că e un număr. Păstorul e alt număr, cel de la laudă și închinare alt număr și tot așa. Fiecare pun mâna. Da, țineți minte jocul ăsta, da? Farfic, foaie, piatră, aici e după număr, nu e după aceea. Și fiecare, într-un moment dat, spune, au pregătit ce număr să pună și spune 2, 3, sau acum arătăm toți. Și fiecare își arată numărul cât de crede că e de complex. 3, cineva pune 3, cineva pune 13, da? Sau pune 5, sau pune amândouă mâini, că e mult, da, de făcut. Atunci înțelege și păstorul pune numai două degete și înțelege, wow, dar toți au înțeles diferit că sarcina asta e făcut. Haideți să discutăm ce ai înțeles, cel care a pus cel mai mult explică și cel care a pus cel mai puțin explică. Și cel păstorul zice, nu, eu am avut în vedere doar de spălat, dar cel care a spus cel mai mult spune, eu și de vopsit și de afară de făcut și fasada bisericii trebuie de făcut să fie arată frumos. Până atunci se concretizează. Nu, haideți să facem doar asta și atât. Și după ce a spus, a concretizat, atunci se reevaluează încă o dată. Acum fiecare pune. Și atunci pune persoana 5 și păstorul poate să pună 2. Sau persoana care a zis că totuși mult, el tot explică punctul lui de vedere. Da, dar totuși trebuie de făcut, de spălat cu aspirator special și soluție specială. Trebuie să mă duc să cumpăr, trebuie să chem toată biserica și tot așa. Și fiecare poate să-și reevalueze sarcina și păstorul înțelege, asta nu e de 2, totuși asta e cel puțin de 3 sau de 5 și nu este o greșeală sau corect sau greșit de a evalua prin numerele date, doar ne ajută ca să înțelegem, cineva crede că e foarte complex
Și atunci el explică de ce crede că e complex și cel care crede că e puțin explică de ce. Și atunci se aliniază, totuși e mai ușor sau mai greu. Sau totuși înțelege într-o săptămână, nu e real de făcut, trebuie de pus pe jumate, jumate de făcut acum, jumate săptămâna viitoare. Sau trebuie mai mulți oameni să se implice. Și asta un pic ne ajută la claritate. Partea cu numerotarea poate pare așa ciudată, dar ajută uneori. Asta așa, să o aveți în mintea voastră. Bine, în episodul următor vă arăt cum să folosiți un board digital numit Trello și fix aceeași ce v-am arătat aici pe asta, cum se folosește în Trello și fiecare își are la telefon și vede echipa în real, cine și la ce lucrează, ce progrese au făcut, cine și-a executat sarcina, fără ca să treacă prin oficiul bisericii, să vadă, uite, Ionel a tras, sarcina e gata, Vasilica încă n-a făcut sarcina dată. Și cartea care vreau să vă recomand este Scrum, pe baza cărții acestea am descoperit și eu metoda și e foarte bine explicat, doar că e în engleză. Link-ul la cartea dată o găsiți în descriere aici jos și dacă vreți să o auziți în format audio, e prima carte care e de la Audible. Este gratuită, accesați link-ul și o descărcați, prima carte gratuită și puteți să ascultați în engleză mai mult despre metoda dată dacă vă este interesant. Bine, ne vedem în episodul următor. Să aveți o săptămână productivă, binecuvântată și cu echipa motivată.